Încă de anul trecut era anunțat faptul că și orașul Constanța va beneficia de monitorizare video, însă lucrurile abia acum încep să se concretizeze. Proiectul ar urma să fie implementat la finalul acestui an și să se facă etapizat în următorii 2 sau 3 ani. Au fost consultate părerile celor de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Poliția Locală, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul Județean de Ambulanță pentru a stabili care sunt cele mai importante zone ce trebuie supravegheate video. Consider că este necesar un astfel de sistem, dintr-o mulțime de considerente. Unul ar fi cel ce ține de siguranță, al doilea de probațiune, când discutăm de fapte contravenționale sau infracționale. Al treilea ține de o intervenție eficientă a organelor de poliție și când spun poliție, mă refer în sens larg. Criminalitatea va scădea cu 25%, după părerea mea, dacă vor fi dispuse sau amplasate dispozitivele respective în locurile pe care le-a solicitat Poliția Română, a declarat comisarul șef Tudorel Dogaru, comandantul Poliției Municipiului Constanța. Majoritatea propunerilor pentru amplasarea camerelor de supraveghere a fost în zona școlilor și liceelor din municipiu. De asemenea, camerele ar putea fi instalate în zone aglomerate, în piețe, autogări, dar și în intersecții. Momentan nu au fost demarate procedurile concrete în vederea implementării acestui proiect și asta pentru că se mai poartă discuții în vederea celor mai bune decizii pentru amplasarea camerelor de supraveghere.